Sunt unii antrenori care își fixează ca un anumit program de pregătire și doresc ca echipa să atingă vârful de formă, nu știu, undeva prin etapa a treia, a patra. Tu când îți dorești să fii atins acel vârf de formă? Ideal e să fie din etapa 1 până în etapa 17 să fie formă extraordinară. Ideea este următoarea, că nimeni nu deține secretul ăsta. Toți își doresc, toți, dar nu există un antrenor pe lumea asta care să spună, mama mea, mi-am atins scopul într-un tocmai. Își ating niște parametri, dar fotbalul e compus din foarte mulți factori pe care eu le numesc necunoscute. Și aici facem o listă întreagă. Totuși, ca jucător, cu ce antrenor ai atins vârful de formă, să zicem, la început de campionat? Dar nu știu dacă neapărat trebuie atins neapărat de la începutul campionatului. Echipa este în formă atunci când câștigă.